Simulare evaluare națională 2019 pentru clasa 8-a. Subiectul 1 se referă la cele 6 exerciții pentru care este suficient să dăm doar rezultatul final. Iată primul exercițiu. Rezultatul calculului 3 ori 10 minus 60 împărțit la 3 este egal cu. Deci să refacem acest exercițiu. Iată calculele propuse. 3 ori 10 minus 60 împărțit la 3. Avem două tipuri de operații. Mai întâi vom efectua operația de mulțire, respectiv operația de împărțire, și în final operația de scădere. Deci este egal cu 3 ori 10 este 30 minus 60 împărțit la 3 este 20. Și acum operația de scădere. 30 minus 20 este egal cu 10. Deci primul rezultat este 10. Și trecem acum la al doilea subiect, 2. Prețul unui obiect este de 100 de lei. După o ieftinire de 25%, prețul obiectului va fi de, aici la al doilea exercițiu, avem un calcul de asemenea cu procente, foarte simplu. Să scriem că prețul inițial, deci preț inițial, este desigur 100 de lei, iar X este prețul după ieftinire. Deci în felul acesta, deci după ieftinire de 25%. Calculul este foarte simplu. Dacă 25% este ieftinirea, atunci putem calcula direct. 75% reprezintă prețul nou al aceluiași obiect. Deci X va fi egal cu 75% din 100 de lei, deci ori 100. Ceea ce înseamnă că X este egal cu 75 supra 100 ori 100 egal cu 75. Deci X egal 75 de lei este prețul nou al obiectului care a fost la început cu preț inițial 100 de lei. Răspundem și de data aceasta pe subiect. Deci prețul unui obiect este de 100 de lei, după ieftinire de 25%, prețul obiectului va fi de 75 de lei. Deci 75. Să trecem la următorul exercițiu, exercițiu 3. Cel mai mare număr natural par de 3 cifre, scris cu cifre distincte, este. Să începem prin a scrie toate cifrele posibile, cele 10 cifre cunoscute, iată, de la 0 până la 9. Vom considera că dintre aceste cifre trebuie să alegem cifra sutelor mai întâi, și pentru cifra zecilor avem de ales aceleași cifre, din aceleași cifre, de la 0 până la 9, și de asemenea este valabil și pentru cifra unităților. Revenind la cerință, se cere un număr natural de forma ABC de 3 cifre, iată-l scriem în felul acesta, cu condițiile următoare. A să fie diferit de B diferit de C, de asemenea numărul să fie par, a doua condiție, numărul ABC să fie un număr par, și bineînțeles să mai fie și cel mai mare număr. Să notăm aici maximul posibil, deci maxim. Avem deci 3 condiții. Bineînțeles, numărul să fie un număr natural. Începem cu alegerea cifrei sutelor. Având în vedere că numărul trebuie să fie maxim, desigur vom alege pentru sute cifra 9. Deci prima cifră este 9, cifra sutelor. Și la cifra zecilor ne vom orienta la numărul cel mai mare, însă 9 nu corespunde cerințelor noastre, întrucât A trebuie să fie diferit de B. Deci trebuie să alegem cifre distincte.
Așadar, ne vom opri la cel mai mare număr după 9, adică la 8. 8 este cifra zecilor pe care o vom alege. Deci, cifra zecilor este 8. Cât privește cifra unităților, de asemenea trebuie să alegem cel mai mare număr, dar și cu condiția ca numărul în ansamblu ABC să fie un număr par. Așadar, prima dată ne orientăm la numerele pare și 0 și dintre acestea cel mai mare posibil care să satisfacă condițiile expuse în dreapta. 8 este par, dar nu convine pentru A diferit de B diferit de C. Mai avem 8 cifra zecilor. Așa că a mai rămas numărul par 6. 6 este numărul ales și în felul acesta ne-am asigurat că 986 este cel mai mare număr par scris cu cifre distincte format din 3 cifre. Așadar, răspundem la exercițiu 3. Cel mai mare număr natural par de 3 cifre scris cu cifre distincte este 986. Continuăm cu exercițiul 4, pentru aceasta debarasăm. Deci, exercițiul 4. Area unui cerc este egală cu 100 pi centimetri pătrați. Raza acestui cerc este egal cu... Deci, avem area cercului. Area cercului este egală cu, ni se spune în exercițiu, 100 pi centimetri pătrați. Cunoaștem că area cercului este egală cu pi r pătrat, formula cunoscută, și de aici putem afla raza. Deci vom avea pi r pătrat într-o primă scriere. Pi r pătrat este egal cu 100 pi. Vom împărți cu pi. Obținem r pătrat egal cu 100. Și de aici, bineînțeles, r este egal cu radical din 100, adică 10. Deci 10 s-a lucrat, bineînțeles, în centimetri. Răspunsul nostru la exercițiul 4 este 10 centimetri. Trecem la exercițiul numărul 5. În figura 1 este reprezentat un paralelepiped dreptunghic ABCDA'B'C'D', cu baza pătrat. Măsura unghiului determinat de dreptele BC și A'C' este egală cu... Aducem mai întâi în prim plan figura, iată, la o scară potrivită. Deci ne interesează măsura unghiului dintre drept format de dreptele BC și A'C'. Deci BC, să notăm în felul acesta, și A'B'. Deci măsura acestui unghi. Mai întâi vom pune mai bine în evidență cele două drepte care formează unghiul. Așa. Cele două drepte sunt situate în plane diferite, în planele celor două baze care sunt paralele. Evident, ele nu sunt concurente. Sunt două drepte oarecare în spațiu. De aceea avem nevoie de o translație cu... Adică să găsim o dreaptă paralelă în planul superior cu dreapta BC. Iată, este vorba de dreapta B'C'. Deci, dacă facem această translație paralelă cu ea însăși a lui BC în B'C', obținem în planul superior, iată, unghiul căutat, unghiul format de B'C' cu A'C', adică unghiul format de 3 puncte A'C'B'. Deci, mai întâi, bazându-ne pe faptul că BC, și aceasta este construcția, BC este paralel cu B'C', aceasta este esența argumentației noastre, urmează că măsura formată de dreptele BC, a unghiului format de dreptele BC și A'B', este, de fapt, măsura unghiului A'C'B', evidențiat în figură. Deci, A'C'B'.
Ori știind că triunghiul A prim B prim C prim avem baza un pătrat. A prim B prim C prim este un triunghi dreptunghic, isoscel. Măsura acestui unghi este, desigur, de 45 de grade. Trecem și pe subiect acest rezultat. Măsura unghiului determinat de cele două drepte este egală cu 45 de grade. Și ajungem și la exercițiul 6, citirea unei diagrame. Debarasăm tableta. Deci, exercițiul 6. În diagrama de mai jos sunt prezentate valorile temperaturii indicate de un termometru într-o zi, de la ora 11 până la ora 19. Măsurătorile au fost efectuate din oră în oră. Conform diagramei, cea mai mare diferență dintre temperaturile înregistrate este egală cu... Aducem mai întâi în prim plan diagrama, iată, acolo unde pe axa orizontală avem orele în care au fost înregistrate respectivele temperaturi, de la 11 până la 19, iar pe axa verticală temperaturile aferente. Marcăm valoarea maximă de temperatură care se obține la ora 14, 25 de grade, dar și cea minimă la ora 19, de 18 grade. Avem de făcut aici următoarea evaluare, să calculăm diferența dintre temperaturile, cea mai mare diferență. Deci aceasta este între cea mai mare valoare de 25 de grade și 18 grade. Iată cum citim de pe diagramă. Diferența este astfel evidențiată și, bineînțeles, este egală cu 7 grade. Deci 7 grade, întrucât 7 grade reprezintă diferența între 25 de grade, valoarea maximă, și 18 grade, valoarea minimă înregistrată. Deci răspunsul nostru pe subiect este că această diferență este de 7 grade. Subiectul 2 roman. Avem 5 exerciții, probleme, a căror rezolvare trebuie redactată neapărat pe foaia de examen. Primul exercițiu este o probă practică, de fapt, să executăm un desen. Desenați pe foaia de examen o piramidă triunghiulară cu vârful V și baza ABC. Exercițiul 1, deci. Vom începe prin a desena mai întâi baza piramidei, care este un triunghi echilateral. La școală s-a făcut doar piramida triunghiulară regulată. Iată triunghiul echilateral ABC, am ales să desenăm. Acolo unde vom pune în evidență și liniile importante care se intersectează într-un punct notat cu O. Și acest desen, acest triunghi echilateral îl vom translata în spațiu. Iată, în viziune spațială apare în forma aceasta. Aici punem în evidență și muchiile care se vor vedea. Notațiile sunt păstrate, aceleași ABC. AC va fi în planul îndepărtat. Și, bineînțeles, trasăm și aici, discret, liniile importante, care se întâlnesc, cum spuneam, în punctul O, acolo unde vom ridica înălțimea, care va fi înălțimea piramidei perpendiculară în O pe planul ABC. Iată, ridicăm perpendiculara de care vorbeam în punctul O pe planul ABC, pe care luăm un punct pe care îl notăm cu V și unim pe V cu cele trei vârfuri ale bazei, cu A, cu B și cu C. Obținem în felul acesta piramida VABC. Piramida pe care am desenat-o noi, repet, este o piramidă triunghiulară regulată. Răspundem în felul acesta la prima cerință, primul exercițiu, executarea unui desen privind piramida triunghiulară cu vârful în V și baza ABC. Trecem acum la următorul exercițiu, exercițiu 2. Determinați numărul natural AB știind că BA plus 5 pe lângă A plus 2B egal cu 124. Așadar, se cere să determinăm un număr natural format din două cifre, A și B, deci numărul AB, astfel încât să avem relația expusă aici satisfăcută. Să scriem rapid relația dată.
deci egal cu 124. Bineînțeles, vom desfășura aici elementele din primul membru. Răsturnatul lui AB, adică BA, va fi egal cu B, reprezintă cifra zecilor, deci 10B sau B ori 10, 10B plus A, acesta este de fapt numărul BA, plus 5A, desfacem paranteza, plus 10B egal cu 124. Reducem, desigur, termenii asemenea. 10B plus 10B este 20B plus A plus 5A, 6A egal cu 124. Mai putem să împărțim cu 2. Este foarte util, întrucât numerele devin mai mici. Și obținem 10B plus 3A egal cu 124 împărțit la 2, este 62. De la acest nivel de rezolvare al exercițiului, putem să alegem rezolvări diferite. Fie să dăm lui A pur și simplu toate valorile de la 1 la 9, pentru că valorile lui A sunt limitate, sunt numerele întregi de la 1 la 9, fără 0, căci A este cifra zecilor din numărul AB. Deci ar fi aceasta o modalitate și pe urmă să-l aflăm pe B, în așa fel încât, reținând tot timpul faptul că A și B sunt numere întregi, vom găsi, desigur, soluția cerută. Deci, cum spuneam, o primă metodă ar fi aceasta, să dăm lui A toate valorile de la 1 la 9 și să vedem care sunt pentru A nominalizat, 1, 2, 3 sau 9, care este valoarea potrivită întreagă pentru B, număr natural pentru B. Desigur, am putea să reducem puțin travaliul, rezolvarea mai lungă, prin faptul că urmărim fie divizibilitatea cu 10 a unui număr, fie divizibilitatea cu 3, în condițiile date, bineînțeles. Alegem divizibilitatea cu 10, de aceea menținem pe 10B membrul stâng, deci 10B egal cu 62 minus 3A. Cum spuneam, în felul acesta încercăm să reducem din lungimea rezolvării. În felul acesta avem 10B egal cu 62 minus 3A. 62 minus 3A trebuie să fie neapărat un număr divizibil cu 10. Adică 62 minus 3A trebuie să fie un număr care să se termine cu 0. Mai întâi, având în vedere că A este un număr mai mic decât 9, bineînțeles număr natural, urmează că și 3A este un număr mai mic decât 27. Vom ține cont de acest aspect, de această limitare a lui 3A. Și acum la diferența 62 minus 3A facem referire. Această diferență trebuie să conducă la un număr neapărat terminat cu 0, care să aibă cifra unităților 0. De aceea, 3A nu are alte posibilități să fie decât fie 2, căci atunci 62 minus 2 este 60, 3A poate fi un alt număr care reduce unitățile la 0, deci 12. De asemenea, 3A poate fi 22, în așa fel încât diferența să conducă la un număr ce se termină cu 0. Următorul, 3A egal cu 32, nu mai poate fi valabil, întrucât 3A, cum am explicat, 3A trebuie să fie mai mic decât 27, întrucât A este un număr mai mic decât 9. Așadar, acestea sunt singurele posibilități pentru ca diferența să conducă la un număr care se termină cu 0. Dar din 3A egal cu 2 rezultă că A este egal cu 2 pe 3 și nu aparține numerelor naturale, n stelat, deci numerelor de la 1 la 9. De aici rezultă că A este egal cu 4, 12 supra 3, egal cu 4,
Și din a treia egalitate rezultă de asemenea că A este un număr rațional neîntreg, deci A este egal cu 22 supra 3, scriem aici, nu aparține numerelor naturale. Și mai sus trebuie să scriem, nu aparține numerelor naturale. Așadar, singura situație convenabilă este, desigur, A egal cu 4 și altele, în mod sigur, nu mai sunt. Am stabilit restricțiile de rigoare. Și acum, dacă A este egal cu 4, rezultă, revenind la relația noastră, pe care o putem nota cu asterix, deci pe baza asterix, pentru A egal cu 4 obținem 10B, este egal cu 62 minus 3 ori 4, 12, adică 10B este egal cu 50 și de aici rezultă B egal cu 5. În final, din A egal cu 4 și B egal cu 5, obținem în final, rezultă numărul AB solicitat, cerut, este egal cu 45. Cum spuneam, o altă metodă ar fi să menținem în partea dreaptă pe 3A și să urmărim divizibilitatea cu 3. Continuăm acum cu exercițiul numărul 3. De vă arăsăm tableta. Deci, exercițiul 3. Numerele naturale x, y, z sunt direct proporționale cu numerele 2, 8, 10. Știind că media geometrică a numerelor x și y este egală cu 12, determinați media aritmetică a numerelor x, y și z. Să folosim prima informație, anume aceea că numerele x, y și z sunt direct proporționale cu numerele 2, 8 și 10. Iată, rapid le scriem. Pregătim terenul pentru cele trei rapoarte egale. Avem x, y și z proporționale cu numerele 2, 8 și 10. Avem egalitatea rapoartelor cunoscută, deci x supra 2, y supra 8 și z supra 10. Din șirul de rapoarte egale, toate sunt egale, așa cum se obișnuiește de multe ori să se scrie, cu un raport pe care îl putem nota K. Este egal în continuare, putem utiliza și o proprietate cunoscută într-un șir de rapoarte egale, suma numărătorilor pe suma numitorilor este egală cu fiecare din rapoartele date, atunci vom avea, iată, suma numărătorilor, care este, desigur, x plus y plus z supra 2 plus 8 plus 10, adică supra 20. Acum, din egalitățile de mai sus, de exemplu din x pe 2 egal cu k, avem o exprimare în funcție de k lui x, iată, x este egal cu 2k. De asemenea, din y pe 8 egal cu k, avem y egal cu 8k. Din z supra 10 egal cu k, avem z egal cu 10k. Și mai avem, de asemenea, din ultima egalitate și o evaluare a lui x plus y plus z, care este egal cu 20k. Și acum vom pune în valoare și o altă informație care ne se dă în problema, anume că media geometrică a numerelor x și y este egal cu 12. Deci, radical din x, y, media geometrică, este egală cu 12, ceea ce înseamnă că xy este egal cu 12 la pătrat. Iar dacă primele două relații în care apare x respectiv y le notăm cu 1 și 2, rezultă pe baza lui 1 și 2 că x este egal cu 2k, deci în loc de x vom trece 2k, ori y,
care este egal cu 8k, deci 8k este egal cu 12 la pătrat. Menținem puterile că este avantajos în felul acesta. Pentru că și 2 ori 8 fac 16, care înseamnă 4 la pătrat, deci 4 la pătrat, ori k este k la pătrat, este egal cu 12 la pătrat. De aici rezultă 4k este egal cu 12. Și deci, în final, k este egal cu 12 supra 4 egal cu 3. Având în vedere că am aflat practic raportul este egal cu 3, revenim la x plus y plus z egal cu 20k, întrucât avem nevoie de media aritmetică a numerelor x, y și z. Deci, vom nota aici cu 3 și respectiv cu 4 și atunci, din relația 4, rezultă că x plus y plus z este egal cu, pe baza faptului că acel k, raportul, este egal cu 3, x plus y plus z este egal cu 20 ori 3. Așa cum sunt aranjate acum numerele, este bine să împărțim cu 3, este cea mai elegantă formă aici, ca să ajungem la rezultatul final. Împărțind cu 3 obținem în ambii membri x plus y plus z, totul supra 3 este egal cu 20 și iată deci media aritmetică a numerelor x, y, z este egal cu 20. X, y plus z supra numărul lor, supra 3 egal cu 20, ceea ce înseamnă tocmai media aritmetică. Trecem la următorul exercițiu, exercițiul 4. Se consideră numerele reale A și B. În aceste condiții, iată, la punctul A, se cere să arătăm că numărul real A se poate scrie sub forma 3 plus 2 radical din 2. Să scriem mai întâi numărul A, rapid, iată-l, așa cum este dat el în enunț. Pentru a duce la forma cea mai simplă, cea preconizată, 3 plus 2 radical din 2, cred că nu avem alte opțiuni decât de a efectua calculele propuse. Respectiv, este egal mai departe. Radical din 5 plus radical din 3 la pătrat, vom desface acest binom la pătrat, conform formulei cunoscute. Este prima parte la pătrat, radical din 5 la pătrat, adică 5, plus de 2 ori AB, adică radical din 5 ori radical din 3, vom scrie direct 2 radical din 15, radical din 5 ori radical din 3 este radical din 15, și plus a doua parte la pătrat, radical din 3 la pătrat este 3. Minus, urmează paranteza, menținem încă paranteza. Aici vom prefera să simplificăm, și anume 3 de la numărătorul primei fracții, 3 radical din 5 supra radical din 3, deci 3 se poate scrie ca radical din 3 la pătrat, astfel încât putem să simplificăm fracția cu radical din 3. Urmează că la numărător rămâne radical din 3 ori radical din 5, adică radical din 15. Plus, procedăm și aici la fel, pe calea cea mai scurtă, vom simplifica cu radical din 5, pentru că 5 se poate scrie ca radical din 5 la pătrat. Deci simplificăm cu radical din 5 și avem la numărător de asemenea radical din 5 ori radical din 3, adică radical din 15. Minus, continuăm, menținem și aici deocamdată paranteza, avem binom diferențe la pătrat, 1 minus radical din 2 la pătrat, este prima parte la pătrat, minus de 2 ori prima ori a doua, deci minus 2 radical din 2, plus 2, adică radical din 2 la pătrat. Și minus, radical din 2 la pătrat este 2. Continuăm, este egal cu, putem să reducem deja termeni asemenea, 5 plus 3 este 8,
minus 2 de la capătul exercițiului este 6. Deci mai întâi 5 plus 3 minus 2 este 8 minus 2, 6. Plus 2 radical din 15. Desfacem acum parantezele. Minus radical din 15 plus radical din 15, deci minus 2 radical din 15. Minus, în paranteză avem 3 minus 2 radical din 2, deci minus 3. Atenție la semn, minus plus 2 radical din 2. Este egal în continuare. 6 minus 3 este 3. 2 radical din 5 minus 2 radical din 5 se reduc și mai rămâne plus 2 radical din 2. Așadar, într-adevăr, A este egal cu 3 plus 2 radical din 2. Continuăm cu punctul B, acolo unde, având în vedere că și B este egal cu 2 radical din 2 minus 3, trebuie să demonstrăm că numărul real în funcție de A și B, adică numărul X, egal cu 1 supra A plus 1 supra B minus 1 supra AB, aparține intervalului minus 5 minus 23 pe 5. Și dar mai scriem și numărul B, iată. B este egal cu 2 radical din 2 minus 3 și scriem rapid și numărul X în funcție de A și B. Acum, dacă A este 3 plus 2 radical din 2 și B este 2 radical din 2 minus 3, vom executa această înlocuire. Deci X este egal mai departe, egal cu 1 supra A, adică 3 plus 2 radical din 2, deci 3 plus 2 radical din 2, apoi plus 1 supra B, B este 2 radical din 2 minus 3, deci 2 radical din 2 minus 3, minus 1 supra produsul acestor două numere, pe care preferăm să le scriem 2 radical din 2 plus 3, numărul A, pe lângă 2 radical din 2 minus 3, numărul B. Egal în continuare. Desigur, vom amplifica cu conjugata, deci cu 3 minus 2 radical din 2 la prima fracție, la a doua fracție cu 2 radical din 2 plus 3. Este egal mai departe. 3 minus 2 radical din 2, deci 3 minus 2 radical din 2 supra, la numitor vom avea A plus B pe lângă A minus B, adică 9 minus 2 radical din 2 la pătrat este 8, deci 9 minus 8, adică 1, plus, la numărător 2 radical din 2 plus 3, iar la numitor 8 minus 9, adică minus 1. Minus, continuăm, 1 supra, aici avem de aplicat formula cunoscută, A plus B pe lângă A minus B, deci este 8 minus 9. Este egal mai departe cu 3 minus 2 radical din 2 plus, de fapt, minus că trece minus la numărător, deci minus 2 radical din 2 minus 3 și minus minus 1, adică plus 1. Continuăm, X este egal, deci X este egal cu 3 minus 3 se reduc, deci ne mai rămâne 1, minus 2 radical din 2 minus 2 radical din 2 este minus 4 radical din 2. Vom debarasa acum din tabletă pentru a trece la demonstrația faptului că X aparține intervalului minus 5 deschis minus 23 supra 5. Adică dacă 1 minus 4 radical din 2
este mai mare decât minus 5 și mai mic decât minus 23 supra 5. Mai întâi preferăm să înmulțim cu minus 1, numerele sunt negative, este mai comod să lucrăm cu numere pozitive. Dacă mulțim cu un număr negativ, se știe, relația de ordine se schimbă, din mai mic se trece în mai mare, deci vom alege să scriem 23, scriem de la dreapta la stânga, 23 supra 5, deci aceasta va fi forma echivalentă, mai mic decât 4 radical din 2 minus 1, am schimbat semnul, și mai mic decât minus 5 ori minus 1 decât 5. Acum vom aduna 1 pentru a izola radicalul. Vom avea 23 pe 5 plus 1, care înseamnă 23 plus 5 supra 5, adică 28 supra 5. Am executat mai rapid acest calcul. Mai mic decât 4 radical din 2 și mai mic decât 6. Acum am putea să împărțim la 2, profităm de faptul că fiecare număr este mulțit cu 2, deci vom avea o formă mai simplificată, 14 supra 5 mai mic decât 2 radical din 2 și mai mic decât 3. Înmulțim acum cu 5, avem 14 mai mic decât 10 radical din 2 și mai mic decât 15. Și în final vom ridica la pătrat, pentru că toate numerele sunt pozitive și dubla inegalitate se va păstra și la pătratele acestor numere. 14 la pătrat este 196, mai mic decât 10 ori radical din 2, totul la pătrat este 100 ori 2, deci 200, mai mic decât 15 la pătrat este 225. Am ajuns în felul acesta la o inegalitate clară care există între numere naturale. 196 mai mic decât 200, mai mic decât 225, fapt pentru care inegalitatea inițială, 1 minus 4 radical din 2 cuprins între minus 5 și minus 23 pe 5, este adevărată. Deci, apartenența a fost verificată. Exercițiul 5, deci 5, se consideră expresia e de x egal cu x plus 3 la pătrat minus x minus 1 pe lângă x plus 1 plus x pe lângă x minus 5 minus 10, unde x este un număr real. Demonstrați că pentru orice n număr natural, numărul natural e de n este par. Să rescriem această expresie, o scriem rapid, așa cum este dat ea în anunț, așa, și minus 10. Este de preferat să aducem mai întâi expresia la forma cea mai simplă și pe urmă să dăm răspunsul pentru numărul natural e de n, anume că acesta este par. Deci este egal cu, avem de efectuat aici niște calcule simple, x plus 3 la pătrat, binom suma la pătrat, este x pătrat plus de două ori prim ori al doilea 6x plus a doua parte la pătrat, 9, minus, aici eventual atenție la semn, x minus 1 pe lângă x plus 1 este x pătrat minus 1, deci vom avea minus x pătrat plus 1, atenție la semn, plus x pe lângă x minus 5 este x pătrat minus 5x minus 10. Continuăm cu reducerea termenilor asemenea. Mai întâi x pătrat minus x pătrat, am redus aici. Avem pe urmă termen în x, 6x minus 5x este x. Și bineînțeles, 9 plus 1 plus x pătrat minus 10, 9 plus 1 este 10, minus 10 s-a redus, deci plus x pătrat. E de x, iată, este egal cu x pătrat plus x, adică x pe lângă x plus 1. Ceea ce înseamnă că dacă x este un număr natural, e de n devine n
pe lângă n plus 1. Ori avem de a face aici un produs de două numere consecutive, n și n plus 1, care într-adevăr, adus sub forma aceasta, este, desigur, un număr divizibil cu 2. Profităm de unele rezultate care deja se cunosc, anume două numere consecutive, produsul la două numere consecutive naturale este divizibil cu 2, tot așa cum produsul la trei numere naturale consecutive este divizibil cu 3 și așa mai departe. Deci considerăm acest rezultat cunoscut și suficient ca expresia în n să fie adusă la forma aceasta, un produs de două numere naturale consecutive, n și n plus 1. Subiectul 3 cuprinde două probleme de geometrie. Subiectul 1 este geometrie plană, material clasei a 7-a, iar problema de la punctul 2 reprezintă o problemă pentru clasa 8-a, geometrie în spațiu. Începem cu problema numărul 1, geometrie plană. În figura 2, deci aceasta, este reprezentat un trapez dreptunghic ABCD cu AB paralel cu CD, măsura lui BAD egal cu 90 de grade, AB 12 cm, CD 4 cm și AD 8 cm. Punctul E aparține lui AB, astfel încât AE este 4 cm și punctul F aparține laturii AD, astfel încât AF să fie 6 cm. Și avem trei cerințe. Mai întâi aducem în prim plan figura la o scară convenabilă. Iată. Trapezul dreptunghic ABCD, acolo unde vom atașa și datele problemei, principalele date. Mai întâi măsura unghiului BAD, deci a unghiului BAD, este 90 de grade, deci aici avem 90 de grade, așa cum este dată și în figură. Automat știm că și în punctul D avem 90 de grade. AB este 12 cm, deci 12, baza mare. CD este 4 cm, baza mică. Și AD, latura perpendiculară pe baze, este 8 cm. Deci 8. În aceste condiții, iată la 1 punctul A, se cere să calculăm area trapezului. Deci area trapezului ABCD. O vom nota în felul acesta. Trebuie cunoscută formula de aflare a ariei trapezului. Cunoaștem că area trapezului este egală cu baza mare, adică AB, facem pentru toată lumea, plus baza mică, DC, înmulțită cu înălțimea, care în cazul nostru este AD, supra 2. Este egal în continuare 12, baza mare, plus baza mică 4, ori înălțimea AD, adică 8, supra 2. Simplificăm cu 2, avem aici 4, și este egal cu 12 plus 4 este 16, ori 4, egal cu 64. Deci area trapezului este 64 cm pătrați, s-a lucrat în centimetri. Vom trece acum mai departe la punctul B, acolo unde se cere să determinăm măsura unghiului BCD. BCD. Măsura unghiului BCD. Vom scrie așa, ha? Măsura unghiului BCD. Pentru aceasta vom apela la alte date ale problemei, anume poziția punctului E pe baza AB se face astfel încât AE să fie egal cu 4 cm, ceea ce înseamnă că EB este egal cu 12 minus 4, adică 8 cm. De asemenea, F se află pe latura AD, astfel încât AF să fie egal cu 6 cm, ceea ce înseamnă că FD
este diferența dintre 8 și 6, respectiv este egal cu 2 cm. Acum este aproape obligatorie o construcție într-un astfel de trapez dreptunghic, anume să ducem și înălțimea din C. Ori dacă ducem înălțimea din C pe AB, vom avea DC, adică baza mică, egală cu AC'. Dacă C' este piciorul perpendicular din C pe AB, ceea ce înseamnă că E trebuie să coincidă cu C'. Deci, unind pe C cu E, obținem, de fapt, înălțimea. Iată construcția CE, care conduce la apariția unui dreptunghi AECD și acolo unde CE este egal cu 8. În felul acesta putem observa construcția în partea dreaptă a unui triunghi dreptunghic isoscel, întrucât CE este perpendicular pe AB, iar CE și EB sunt congruente. Înseamnă că unghiurile din C, respectiv din B ale acestui triunghi, sunt de 45 de grade. Să scriem acest lucru, deci triunghiul BEC este un triunghi dreptunghic isoscel, deci din faptul că triunghiul BEC este dreptunghic, dar și isoscel, rezultă că măsura unghiului BCE este egală cu 45 de grade. Și acum, știind că unghiul DCE este de 90 de grade, urmează că măsura unghiului BCD va fi egală cu 90 de grade plus 45 de grade, adică 135 de grade. Așadar, măsura lui BCD este de 135 de grade și răspundem în felul acesta cerinței de la punctul B. Trecem acum la ultimul subpunct, C. Demonstrați că dreptele CE și FO sunt perpendiculare, unde O este egal cu AC intersectat cu BD. Deci O este intersecția diagonalelor. Vom debarasa un pic din tabletă. Iată. La punctul C, deci, să demonstrăm că CE este perpendicular pe FO. Pentru a demonstra că FO, iată pe figură, este perpendiculară pe dreapta CE, în această poziție este destul de dificil. Trebuie neapărat să aplicăm anumite tehnici de lucru în astfel de situații, și anume, este important ca FO să demonstrăm că este paralelă cu o dreaptă despre care să știm exact faptul că este perpendicular pe CE. Această dreaptă este, desigur, AB, chiar baza mare sau baza mică. Alegem baza mare. Dacă FO va fi paralelă cu AB, deci la asta se reduce demonstrația noastră, atunci AB fiind perpendicular pe CE și FO este perpendicular pe CE. Deci avem de demonstrat că FO este paralel cu AB. Aceasta este problema pe care ne-o propunem în subsidiar să o rezolvăm, anume AB paralel cu FO. Și atunci, bineînțeles, FO va fi perpendicular și AB pe CE. Pentru aceasta vom alege mai întâi triunghiul ABD, acolo unde încercăm să demonstrăm paralelismul dintre FO și AB, utilizând reciproca teoremei lui Thales, profitând de faptul că F împarte segmentul AD într-un anumit raport. Iată, ne putem folosi de datele problemei, anume în triunghiul DAB
avem, conform datelor problemei, DF, DF supra FA egal cu DF este 2, iar FA este 6. Așadar, raportul este 1 pe 3. Dacă acest raport este egal și cu DO supra OB în triunghiul pe care l-am ales, atunci putem să ne încadrăm în reciproca teoremei lui Thales. Acum, informații despre raportul DO supra OB le vom obține din două triunghiuri asemenea vizibile pe figură, și anume triunghiurile OCD, iată-l, și OAB. Cele două triunghiuri sunt, desigur, asemenea, unghiul la vârf este congruent, ca opus la vârf, unghiurile din O, dar și unghiurile din D, congruent cu cel din B, și respectiv cel din C cu cel din A, ca unghiuri alterne interne. Este ușor de demonstrat această asemănare, deci triunghiurile, evident, sunt asemenea, și vom scrie din triunghiul OCD, deci triunghi OCD, OCD asemenea cu triunghiul OAB, cu triunghiul OAB rezultă proporționalitățile corespunzătoare. Ne ocupăm în primul rând de raportul DO supra OB. Deci DO supra OB, care este egal cu, alegem pe DC supra AB, acest al doilea raport, DC supra AB, căci aici avem date din ipoteză. Respectiv DC este 4, iar AB este 12. Și este egal cu, după simplificare cu 4, egal cu 1 pe 3. Așadar, revenind la triunghiul DAB, deci la triunghiul DAB, avem și raportul DO supra OB egal de asemenea cu 1 pe 3, ceea ce înseamnă că pe baza reciprocii teoremei lui Thales, deci din reciproca teoremei lui Thales, rezultă că FO, deci FO este paralel, FO paralelă cu baza triunghiului, cu AB, și iată, obiectivul este atins, respectiv AB este paralel cu FO. Odată ce am stabilit că AB este paralel cu FO, atunci putem scrie din FO paralel cu AB și AB perpendicular, desigur, pe CE, perpendicular pe CE, urmează că FO, rezultă că FO este și această dreaptă perpendiculară pe EC. Și în felul acesta s-a demonstrat relația de perpendicularitate dintre FO și CE. Să trecem acum la problema de geometrie în spațiu, problema numărul 2. În figura 3 este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AB egal cu 16 cm, BC egal cu 8 cm. Se consideră O punctul de intersecție a diagonalelor dreptunghiului ABCD și punctul M, mijlocul segmentului CD. Pe planul dreptunghiului ABCD se construiește perpendiculara VM egal cu 8 cm, pe care se consideră punctul F, astfel încât MF supra VF, VF egal cu 1 supra 3. În aceste condiții avem 3 cerințe. Deci, problema numărul 2. Am adus și figura 3 în prim plan, la o dimensiune, la o scară mai convenabilă. Iată dreptunghiul ABCD cu datele problemei, AB egal cu 16, deci indicăm aici pe figură, AB este 16, iar ABCD fiind un dreptunghi,
Deci avem unghiuri drepte în D, dar și în A, și în B, și în C. M fiind mijlocul DC, iar DC fiind 16, urmează că DM este 8, ca și MC. Iar BC este egal cu 8. Deci 8 pentru BC, de asemenea AD este tot 8 laturile opuse. Și acum să răspundem la prima cerință, la punctul A, o chestiune care practic este de geometrie plană, anume perimetrul dreptunghiului de la bază, perimetrului ABCD. Fiind un dreptunghi, acest perimetru este egal cu de două ori laturile ABDC, deci dimensiunea laturii AB, adică de 2 ori 16, plus de 2 ori 8. Continuăm, egal cu 32, plus 16, egal cu 48. Așadar, perimetrul dreptunghiului ABCD este 48 de centimetri, deci în centimetri s-a lucrat. Unități de lungime, este vorba de perimetru. Mai departe, la punctul B, arătați că distanța de la V la dreapta AB este 8 radical din 2 centimetri. Deci trebuie să calculăm distanța de la V, așa vom nota noi, la dreapta AB. La AB. Mai întâi este necesar o prima etapă de construcție a acestei distanțe, respectiv un segment care unește un punct de pe AB cu punctul V și care să reprezinte distanța de la V la AB. Pentru aceasta, profităm în primul rând de faptul că VM este perpendicular pe tot planul și avem nevoie de construcția din piciorul acestei perpendiculare, respectiv din M, o perpendiculară pe AB în planul bazei, în planul dreptunghiului ABCD. Așadar, începem această construcție în planul dreptunghiului. Iată, mai întâi unim pe M cu O și atragem atenția asupra faptului că M fiind mijlocul DC și O ca centru al diagonalelor dreptunghiului mijlocului DB, MO este linie mijlocie în triunghiul BCD, fapt pentru care MO este paralel cu BC, dar și cu AD. Așadar, MO, dacă prelungim până la AB, obținem un punct care reprezintă mijlocul AB. Continuăm deci construcția, iată, aici vom obține un punct pe care îl notăm cu N, acolo unde se obține un unghi drept, deci MN am construit perpendicular pe AB. În felul acesta, iată, se întrunesc condițiile de aplicare a teoremei celor trei perpendiculare. VM este perpendicular pe tot planul, iar VN este perpendicular pe AB. Să scriem acest lucru. Deci VM, mai întâi, VM, știm din ipoteză că este perpendicular pe planul dreptunghiului, vom alege doar trei litere, sunt suficiente, pe planul AB, lucrul care îl cunoaștem din ipoteză, cum spuneam. MN din construcție, deci în planul bazei, MN, care desigur este inclus în planul bazei, este perpendicular pe AB, este perpendicular pe AB, am anunțat că MO este linie mijlocie în triunghiul BCD și DC este paralel cu BC și BC este perpendicular pe DC și pe AB. Deci MN este perpendicular pe AB. Avem deci întrunite condițiile de aplicare a teoremei celor trei perpendiculare. Anume, rezultă pe baza teoremei celor trei perpendiculare că și VN este perpendicular pe AB. Iată pe figură acest lucru, VN perpendicular pe AB, să scriem VN este perpendicular pe AB, de unde rezultă că distanța
de la V la AB, iată am pus-o în evidență prin acest segment, este egal cu lungimea segmentului VN. VN. Acum, triunghiul VMN este un triunghi dreptunghic isoscel. Este dreptunghic în M, desigur. VM este egal cu 8, din datele problemei. Iar MN este egal cu AD și cu BC, egal tot cu 8. Ceea ce înseamnă că triunghiul VMN, cum spuneam, este un triunghi dreptunghic isoscel. Deci, din faptul că triunghiul VMN este dreptunghic, dar și isoscel, în care VM este egal cu MN și este egal cu 8, rezultă că VN este egal cu 8 radical din 2, diagonala unui pătrat cu latura 8. Deci distanța de la V la AB, adică VN, este egal cu 8 radical din 2 centimetri, bineînțeles, așa cum se preconiza la punctul B. Și trecem acum la punctul final, la punctul C. Demonstrați că EF este paralel cu VAB, cu planul VAB, unde E este mijlocul segmentului OM. Să arătăm deci că EF este paralel cu planul VAB. Este o cerință care nu este de asemenea dificilă. Tactica pe care o vom aplica aici, în a arăta că FE este paralel cu planul VAB, este cea în care este surprins rezultatul unei proprietăți. Respectiv, FE, dacă demonstrăm că este paralelă cu o dreaptă din acest plan, atunci, conform proprietății respective, FE este paralel cu tot planul. Deci, tactica este să demonstrăm că EF este paralel cu o dreaptă din plan. Desigur, nu este greu de ghicit, trebuie să arătăm că EF este paralel cu VN, paralel cu VN. Ne vom concentra pentru aceasta asupra triunghiului VMN, dreptunghic în M, și asupra punctelor E și F. Vom folosi în acest context și proporția dată în datele problemei, anume MF supra VE egal cu 1/3. Vom începe tocmai cu această proporție. Deci din MF supra VF egal cu 1/3 rezultă că MF este egal cu VF supra 3. VF supra 3. Sau că VF este egal cu de 3 ori MF. Faptul că MF este egal cu VF supra 3 urmează că, sau VF este egal cu de 3 ori MF, înseamnă că VF, de aici rezultă că VF este egal cu 6. Deci VF este egal cu 6, iar MF este egal cu 2. Reținem, MV este egal cu 8. Deci MF este 2. De asemenea, ME este jumătate din MO, întrucât E este mijlocul lui MO. Iar MO, la rândul său, este jumătate din MN, căci O este mijlocul lui MN. Urmează că și ME reprezintă, deci ME reprezintă a patra parte din MN. Deci ME este egal de asemenea cu 2. Așadar, triunghiul de care vorbeam, VMN, în acest triunghi, VMN, sunt valabile următoarele rapoarte.
MF supra FV, care este 6, deci MF supra FV sau VF este egal cu 2 supra 6, adică 1 pe 3, iar ME supra EN este de asemenea 2 pe EN, care este 6, deci 2 pe 6 egal cu 1 pe 3. Rezultă de aici, rezultă că MF supra VF este egal cu ME supra MN, supra EN sau NE egal cu 1 pe 3, ceea ce înseamnă că din reciproca teoremei Thales rezultă că EF este paralel cu NV. Deci rezultă că FE este paralel cu VN. Ori VN este inclus în planul VAB și de aici, pe baza proprietății de care am vorbit, rezultă că FE sau EF este paralel și cu planul VAB, cu planul VAB. Și iată și paralelismul dreptei EF cu planul VAB este în felul acesta demonstrat.